Cine a ajutat aici din seminariști, majoritatea a ajuns preoți și bunicii. Deci, care s-a ținut și m-a răptat, că se înrăusește, nu chiar așa de... pe mai dur. De ce, fiind în stațiune, tentațiile sunt mari, postul e post, aici mai să vine la un grătar, la o friptură. Nu este încă un sit, să zicem, că delimităm de zona aceasta a stațiunii, cu toate că zona e frumoasă, dar e un pic delicată. Deci oricând suntem tentați mai ușor la anumite plăceri, păcate, Doamne ferește. Dar de ce ați zis că sunteți rău? Pe toți, păi nu, pe altfel, dacă n-aș fi un pic mai dur, poate, nu știu, s-ar scăpa situația de sub control, dar așa trebuie să pleci cu binecuvântare. Dacă se duce, trebuie să spun. Cu toate că nu e monah, nu e frate de mănăstire, un simplu băiat la seminar, care poate să vină în pelerina, să zicem așa. Deci asta ar fi o variantă. Și, pe urmă, să-mi vină un pic plăcutul cu utilul. Dacă vor deveni frauși și ajută Dumnezeu, au un pic de experiență. Știu cum să demarez o lucrare, cum să pune problema. Pe părintele Macarie, la început, l-am înregistrat fără să știe. Pe urmă, după un refuz categoric pe care noi l-am judecat după experiența noastră de oameni de televiziune și după mintea noastră de mireni, a fost totuși de acord să vorbească la cameră, punând însă condiții. Condiții pe care noi le-am acceptat și pe care, tot ca mireni ce eram, nu le-am respectat, considerându-ne foarte abili. Nici o clipă înșelat de intențiile noastre, părintele Stareț ne-a dat o lecție de sinceritate din care, într-adevăr, aveam să învățăm multe. Locul nu prea este indicat pentru o viață liniștită aici, dar și acest loc pentru mine un canon, cât o vrea Dumnezeu să rezist, să fie bine și... S-a întâmplat să vă răspundă vreunul obraznic? Ba da, se mai întâmplă. Dar nu realizează pe moment, dar după aceea își cer scuze. Deci încă în România, în țara aceasta, încă mai bun simț. Merg tineri în străinătate, merg prin Spania, merg prin Italia, vin cu bani și lucrează, se chinuiesc pe acolo, vin cu bani, sunt umiliți, vin cum vin și totuși le mai lipsește ceva. Acela nu poate să-l, golul acela din suflet, numai rugăciunea. Lipsește ceva, au probleme psihice, din păcate, unii dintre ei. Nu e ușor, mai ales pentru tineretul în ziua de astăzi. Nu e ușor, nu vor să mai facă o familie, le e frică de ziua de mâine. Frica e un păcat. Fiind stațiune, majoritatea vin la distracție. Sau o parte venind mai uită și de familie, mai se uită și de casă, mai se uită de copii, chiar de societate, că au niște funcții, trebuie să trezească, cineva trebuie să mai tragă și semnalul acesta de alarmă. În momentul când mă văd îmbrăcat în negru, mă văd cu metanierul, se mai opresc de la anumite chiar distracții. Pentru mine este un pic problemă. De ce? Auzind ce nu trebuie, văzând, poate, eu știu, vara, vă dau un exemplu, mai costumația de plajă, mai afectează, pe mine mă afectează. Aici nu există o unitate de măsură să pot să mă raportez la un grad cât mă dă înapoi, dar de dată înapoi mă dă, că și diavolul lucrează până în subconștientul omului. Asta e viața, viața e o luptă. Sunt o fire destul de tare și în funcție de doza pe care, de efort pe care am depus-o, am și o grijă, nu credeți că chiar așa cum spun alții despre mine. Nu, și eu sunt om și pe mine și eu am oboseală, mai am și dureri, mai am și, eu știu, și stări mai grele, mai sunt și căderi, dar mai am grijă și să mă refac. Părinte, noaptea sau nopțile alea în care ați mers pe jos prin pădure iarna de la Beiuș până aici, ce ați gândit? Ce spuneați? Ce făceați? Ce să spun? Metanierul, Doamne, este Hristos, Dumnezeu miluiește-mă pe un păcătos și mă uitam la creație și ajungeam bine. Deci, ajută Dumnezeu. Primul, să știți, eu zic că era mai greu dacă rămâneam undeva pe acolo. Și am evitat la maxim.
Și chiar așa sfătuiesc și pe, mai ales călugări începători sau care e foarte periculos să rămâne în societate. Nici nu ne imaginăm câte curse ne pot întinde, să pot întinde. Deci prefer să-mi fac un efort de vreo câteva ore și știu că aici sunt în siguranță. Fiind pe teren străin, nu că n-aș fi avut unde, dar atât decât fizicul și Dumnezeu simt că mi ajută, nu văd rostul să rămân. Nu contează ora, că ajung la 1 noaptea, că ajung la 2 sau când ajung. Nu asta e problema. Problema e să ajung aici. Asta da. Nu dovedește tocmai un pic de nesiguranță? Păi, dar cine e sigur? Eu nu zic că sunt sigur. Vai de mine. Păi, tocmai, dar trebuie să evităm. Să evităm anumite locuri unde aș putea să interpreteze ce caut acolo. De ce vin la ora aceea? Lumea e foarte rea și nu trebuie să zmentească omul. Deci noi suntem, să știți, și un model, dar putem să devenim și opusul. Un punct de zminteală pentru omul de rând. Când deveniți zminteală? Păi și aici. Mai decât stau la apă minerală, tot problema este. Mi-e frică de gura lumii? Nu mi-e frică de gura lumii, dar de ce să dau apă la moară? În primul rând se lovește biserica. Mă lovește pe mine, asta n-ar fi o problemă. Și pe urmă, indiferent ce ar fi acolo, nu mă simt eu bine. Deci acolo simt că n-am aer. Nu se poate. Deci nu... Dumneavoastră ce ați zice? Ați venit din București, să zicem. Prima impresie. Ați vedea acolo. Ce să mai facem aici? Ați zice că e un preot modern. Nu cred. Bine. La mine nu există așa ceva. Nu, călugăria e călugărie. Iadul nu-i modern, să știți. Părinte, a fost un moment când ați spus: Doamne, nu mai pot, vreau să plec, sau ajută-mă că simt că nu mai pot? În momentul acesta sunt. Dar ajută Maica Domnului. Dacă am fi fiecare pe scara lui un pic mai smerit, ar fi mai bine. Și un pic de rugăciune. Deci fără rugăciune, Mântuitorul a zis: fără mine nu veți putea face nimic. Nimic înseamnă nimic. Deci, indiferent ce e președinte, prim-ministru, dacă nu mai face și o rugăciune, parlamentari, nu iluminează Dumnezeu. Și celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Mândria, eu zic că e cel mai mare păcat. Un om care a făcut un păcat, indiferent de păcatul respectiv, la un moment dat apare conștiința, mustrarea de conștiință și suferă. Dar omul mândru niciodată nu recunoaște păcatul sau păcatele. Aici e durerea. Și dă vina pe altcineva. Sau, dacă n-are pe cine, pe deavă. De aceea trebuie să ne punem conștiința așa un pic la o judecată mai serioasă și să vedem fiecare dintre noi cum stăm. Trebuie curaj pentru asta. Păi trebuie curaj și dacă noi ne smerim, ne ajută Dumnezeu. Dacă nu ne smerim, noi ne smerește Dumnezeu și atunci cum spune Ardelean lui Baie.